Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun venit la Bursa de Sănătate. Vom vorbi astăzi despre revoluția tehnico-științifică. Invitații mei de astăzi sunt doamna Nicoleta Angel, jurnalist. Bună ziua și bine ați venit, doamna Angel. Și domnul George Ion Ionescu, profesor la Politehnică și scriitor. Bună ziua și bine ați venit. Bună. Deși astăzi o să încep cu dumneavoastră, domnule Ionescu, ați venit în calitate de om de știință. Mai curând om de știință și scriitor, aș zice, pentru că după toată experiența asta de viață, cam cu asta te alegi. O să o rog pe doamna Angel care va ghida. Eu voi fi aici mai mult ca... Voi asista la această emisiune, voi asculta și eu ceea ce ne împărtășiți. V-a pregătit întrebări. Cu mare plăcere. Și așa vom face și o incursiune în tema emisiunii de astăzi. Revoluția tehnico-științifică reprezintă dezvoltarea fără precedent a științelor și a tehnologiilor, dezvoltare al cărei ritm este în mod evident exponențial. Cum poate fi caracterizată revoluția tehnico-științifică și cum se modifică raporturile dintre industrie și celelalte domenii de activitate ca rezultat al revoluției tehnico-științifice? Ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, aș răspunde foarte pe scurt, întrucât evoluția tehnico-științifică în industrie și celelalte domenii pot constitui subiectul mai multor discipline și umple biblioteci întregi. Subliniem că revoluția tehnico-științifică actuală începe cam prin 1880, când se trece de la mașina cu abur la motorul cu explozie, la motorul diesel, apoi la motorul electric și de la producția de atelier care devine producție de serie și apoi producție de masă, noul termen definitoriu fiind automatizarea. Al doilea factor definitoriu reprezintă dezvoltarea industriilor electrice și electronice, a informatice, folosirea generalizată a calculatoarelor electronice, iar în domeniul transportului apare trenul electric, avionul, avionul supersonic și racheta. Sigur că toate lucrurile astea, succese cu totul remarcabile, au fost în medicină, sulfamidele, antibioticele, anestezicele, razele X, în științele naturii, dar mai ales în domeniul militar. Din păcate, nu se poate vorbi despre progres dacă nu vorbești despre domeniul militar, care și acum consumă cel puțin 30%, dacă nu mai mult, din toate rezervele omenirii și mai ales din domeniul cercetării. Vreau să spun că, fără domeniul militar, care este în bună parte determinant în viața societății, nu se poate caracteriza revoluția tehnico-științifică. Din păcate, asta este realitatea. Deci, când spui revoluție tehnico-științifică, spui automatizare, industrie electrică, electronică, informatică și calculatoare și toate schimbările pe care lucrurile astea le produc în viața de zi cu zi, în știință, în artă, în toate domeniile. Revoluția tehnico-științifică se răsfrânge în întreaga viață socială. Marile probleme ale bazei industriale a civilizației devin rezolvabile pe calea unor schimbări totale a întregii structuri a forțelor de producție. Are loc o schimbare în ceea ce privește rolul științei, al instrucțiunii, al culturii, iar revoluția tehnico-științifică cuprinde de la început nu numai industria, ci toate sferele civilizației. Aceasta impune dezvoltarea permanentă și generală a forțelor fiecărui om. Se poate spune că astfel cultura devine un factor decisiv al dezvoltării plasat în mijlocul evenimentelor? Sigur că se poate spune și se poate răspunde afirmativ. Dacă ținem seama și de componenta esențială, mai ales reprezentată în domeniul militar, răspunsul este evident da. Să nu uităm că peste un sfert în produsul intern brut material de toate naturile este cheltuit în cercetarea legată de domeniul militar, de metalurgie, de explozivi, de domeniul nuclear, spațial, biologic, informatic și comunicare, deplasare și comunicație, aviație și marină, medicină militară, pentru tot ceea ce privește viața de zi cu zi. Și la întrebarea dacă cultura devine un factor decisiv al dezvoltării, trebuie să răspund că cultura a fost dintotdeauna factorul decisiv
al dezvoltării. Deși multe civilizații au dispărut și din cauza decăderii, dar cultura ca atare, care produce toate transformările din societate, este esențială. Eminescu spunea: trecutul de marmură și devine doar o amintire, adăugăm noi. Prezentul este un dat și poate un dar, iar viitorul, aș spune, rămâne o enigmă. Dacă înglobăm și aceste realizări esențiale ale civilizației umane în cultură, atunci cultura se dovedește și rămâne întotdeauna factorul decisiv al dezvoltării civilizației. De la sumerieni, la vechi egipteni, de la vechi greci, de la daci și traci, strămoșii noștri, și până astăzi, evoluția este evidentă, progresivă și foarte, foarte crescătoare. Vreau să vă întreb, domnule Ionescu, vă întrerup puțin, vă rog să nu vă uitați șirul ideii. Nu. Sunt de acord, cultura înseamnă motorul civilizației. Trebuie să-și găsească locul în această explozie de tehnologie. Dar vreau să vă întreb dacă dumneavoastră, în anii 80, să zicem, când erați în plin avânt entuziasm profesional, v-ați imagina vreodată că un computer poate stăpâni lumea? Că va fi un dezastru, eu știu, dacă e o pană de curent, dacă cade o rețea informatizată, că lumea va fi în așa fel tehnologizată în mai puțin de câteva generații. Din păcate, trebuie să vă spun că exact ce ați spus s-a produs de două ori și în cel mai dezvoltat stat al lumii. A căzut rețeaua electrică în mai multe state americane, în Statele Unite, și s-a produs un dezastru întreg. A căzut rețeaua electrică nucleară, tot în Statele Unite, și tot la fel s-a produs dezastru. Dar lumea învață să facă față la orice, inclusiv la aceste avarii, inclusiv la aceste pane de curent, de tot ce vreți. Se găsește la orice ce un antidot. Iar eu sunt de părere că progresul este continuu și nu va înceta niciodată. După mine, omenirea este în creștere și nu a încetat încă să dezvolte, să fie pozitiv. Aud pe câte unii din generația mea că tineretul nu știu ce. Nu e adevărat, tineretul crește, tineretul este în progres, civilizația este în progres, femeile sunt mai istețe și mai frumoase și așa mai departe. Totul este un progres. Iar aș spune că dacă unele civilizații au fost distruse de decădere sau de către alte civilizații care au descoperit repede mijloace noi de luptă, în general omenirea a mers într-un continuu progres. Și acest continuu progres s-a accelerat cam de un secol și jumătate. Acest continuu progres se vede în faptul că omul se scoală și vorbește la telefonul mobil. Omul se scoate și aprinde curentul electric. Omul se scoală și are în apartament izvorul de apă rece. Are tot ce vrei și ce nu vrei. Putem fi fericiți. Din păcate, aici se vede incapacitatea guvernelor care o țin landa cu războiul. Pregătesc războaie, duc războaie și, de fapt, războiul subteran sau pe față n-a încetat niciodată. Asta e temerea mea principală. Asistăm în prezent la o apropiere a industriei de artă și artei de industrie. Tot mai multe forme de artă fac apel la tehnologie, arta cinetică, arta electronică, video, iar altele sunt puternic condiționate de progresul tehnic, ca de exemplu artele decorative, arhitectura, pictura, sculptura, teatrul. Putem spune că o nouă bază materială a permis acestor forme de artă noi posibilități de expresie? Mi se pare că dacă privim, eu am 86 de ani deja, dacă privim în urmă, dacă privim în urmă, forme de artă cum ar fi fotografia, cinematograful, televiziunea, n-au existat. N-aveau cum. Radioul, transmisiile, cultura de masă, forme noi de muzică, de instrumentație, n-au existat. Și atunci, sigur că dezvoltarea culturii și a civilizației și a industriei produce progres general și în artă și în știință, dar să nu uităm un lucru foarte interesant. Cartea electronică n-a desființat cartea scrisă,
Radioul n-a desfințat informarea cu ziarul, televiziunea n-a desfințat radioul și toate lucrurile se lipesc. Dezvoltă, continuă și rămâne veșnic și ceva din vechi și ceva din nou și progresul este evident prin formele noi care apar. Sigur că în felul ăsta ne dăm seama de progres. Iar dacă ne exprimăm la noi genuri de literatură, noi genuri de medicină, noi genuri de orice fel de aplicație, trăim într-o lume a minunilor. Pentru un evul mediu, în evul mediu străzile aveau 2 metri lățime și oala de noapte se golea în stradă. Ciuma a făcut ravagii începând de la Justinian și până la Marea Ciumă de la 1347-1348, continuu, în toată Europa. Progresul atunci s-a produs în China. China descoperă mătasea, busola, praful de pușcă, turnarea fontei, construiește corăbii de 1000 de tone și duce mai departe civilizația. În zona Orientului apropiat, 1000 de ani civilizația a fost condusă de arabi și de islamici, în frunte cu medicina și cu alte genuri. Dar pe urmă vine Europa în urmă și se produc noile forme de progres care încep cu aceste mașini, cu aceste ciudățenii și în clipa de față se pare că facul civilizației e dusă de Europa și de America de Nord. Dar nu înseamnă că China nu progresează, Japonia n-a progresat. Progresul este general. Și chiar țări cum este India, unde civilizația are deja vreo 30.000 de ani de civilizație în urmă, continuă să progreseze. Dar în alt fel, în alt mod, pe alte căi. Este clar că există o legătură și tot ce apare nou se adaugă la ce a fost fără să-l desfințeze. Cartea electronică n-a desfințat învățământul clasic de la om la om. Nu se poate. Învățământul rămâne direct. Iar deși televiziunea și cinematograful nu s-au legat, cinematograful a dispărut, filmul însă n-a dispărut, iar formele noi de civilizație, de la fotografie până la televiziune, continuă să se dezvolte, continuă să se apară fel de fel de lucruri noi, ciudate și teribil de interesante și în toate domeniile progresul este general. Și au ca bază progresul ăsta tehnic care poartă cumva făclia în clipa de față. În poezia intitulată Cel ce gândește singur, Tudor Arghezi spunea: Cel ce gândește singur și scormone lumina a dat o viață nouă și un om de fier, mașina, ființă zămislită cu gândul și visarea, neînchipuit mai tare ca brațul și spinarea. Se poate aprecia faptul că există o carte românească științifică ce corespunde unei revoluții culturale având dimensiuni și semnificații fără precedent? Din păcate, răspunsul nu este pe deplin pozitiv. A existat o literatură științifică românească și există și în clipa de față. Au existat realizări cu totul mondiale. Sonicitatea lui Gugu Constantinescu, care s-a născut și a fost pusă în evidență într-un discurs la Ateneu în 1919, primul avion cu reacție construit de Henry Coandă și tot așa și tot așa, Cantacuzino și Babeș în domeniul virotic și așa mai departe. Dar, din păcate, în clipa de față, cei mai mulți cercetători români lucrează pentru străini și în străinătate. Din acest punct de vedere, mai avem încă multe de făcut, foarte multe de făcut. Aș spune că există o carte științifică românească, dar tirajele sunt mai reduse, numărul de apariții ca număr de titluri este mai redus și trebuie făcut ceva. Faptul că literatura română asta este ciudat, este recunoscută mondială. Și ultima carte pe care am citit-o eu despre cei 100 de autori mondiali luați în evidență de profesorul Weil de la Universitatea de New Jersey,
care a scos o carte. 100 de scriitori de valoare mondială. Dar din 100 de scriitori, 6 sunt români. Din 320 de pagini ale cărții, 20 sunt înclinate românilor. Caragiale, Eminescu, Blaga, Panaitistrati, Eugen Ionescu. E ciudat. În domeniul literaturii, progresul a continuat și continuă. În domeniul științei, trebuie făcut ceva. Dar avem și literatura, așa zisă, științifico-fantastică, science fiction, de care se ocupă Alexandru Mironov, în jurul lui doamna Angel este mai familiarizată tot la cu fel. Acest nume. Și literatura științifică progresivă, științifică, nu este la nivelul la care românii lucrează. Eurocon, care este, eu știu... Românii lucrează comunic... și asta este ciudat, am tradus în românește din germană, cărți scrise în Germania de medici români emigrați. Nepotul meu, care a terminat acum un an la biochimie la Oxford, cu premiul întâi, din 300 de inși, a fost cooptat imediat, i s-a oferit serviciu, casă, restaurant, numai să rămână în Anglia. Vă spun lucrurile astea ca să vă dați seama ce se întâmplă. Este ciudat, puțin plăcut, al nepot s-a întors în România de la Nisa, pentru că salariul mergea jumătate pe chirie, dar francezii i-au spus, nu-i nimica, te întorci în România, lucrezi tot pentru noi, jumătate din timp lucrezi acasă. Pentru că acasă el are apartament și nu mai cheltuiește 1300 de euro pe lună cu chiria la... Nu sunt de acord cu performanța românilor. Performanța românească și... continuă, pentru că românii sunt foarte creativi. Și unde se duc, dau dovadă că sunt în stare. Conduc un par de taxiuri, unde credeți? La Londra. Foștii mei studenți sunt chemați de zor ca să fie conducători de taxiuri și de companii în Londra. Eu am predat 10 ani sau 15 ani la transporturi fizica. Și vă spun, sunt mândru de toate lucrurile astea, dar pe de altă parte, știința românească poate mult mai mult. Și poate fi și trebuie folosită. Și lucrul ăsta se reflectă și în domeniul literatura științifice românești. Dar știința, ca să poată, să poată mai mult, cum spuneți dumneavoastră, trebuie finanțată ca atară. Încă din vremea sumerienilor există un proverb. Știința și arta urmează carul cu bucate. Trebuie să facă ceva guvernele. De unul singur nu poți să faci mare lucru, deși în mod ciudat, între colegii mei, sunt doi multimiliardari în Valea Siliciului, în California. Multimiliardari în dolari. Pentru că ei, când au plecat în România, au plecat cu capul plin de realizări posibile, pe care le-au și efectuat în America, și o nepoata mea s-a trezit că moștenește o casă, un jumătate de apartament în New Jersey. Și tot așa. Deci românii unde ajung fac treabă. Și din 5 soții de vicepreședinți americani, 3 au fost românce. Cea mai grozavă actriță germană e româncă. Cum se cheamă? Reportele de la televiziunea italiană din Nord sunt românce. Și tot așa. Ce să mai spun? Din păcate, ne fură oamenii. Dar dumneavoastră nu regretați că n-ați plecat, pentru că erați om de știință, lucrați într-un domeniu care ar fi fost... Hai să vă spun aventura vieții mele. Și poate că erați unul dintre miliardarii americani de care vorbeați. Una din aventurile vieții mele s-a produs în 1968, când rușii au intrat în Cehoslovacia. Atunci eram în drum spre Paris, invitat la un congres de electronică nucleară, dar și ofițer de rezervă în România, și am anunțat ambasada, care mi-a spus, așteptați și vedem dacă mergeți mai departe sau vă întoarceți. Și după 4 zile mi-au spus, duceți-vă, sunteți mai depres la Paris decât în România. Și la Paris, în 3 luni, mi s-au oferit 4 posturi diferite, în 4 locuri, în 3 luni, cu salarii echivalente în banii de azi, 10.000 de dolari pe lună. Dar eu, care semnasem ca ofițer jurământ de credință României, m-am întors. De atunci însă, ca să vedeți și optica guvernului, nu mi-a mai dat voie să trec dincolo de cortina de fier. Deci n-ați colaborat cu securitatea? Dacă cum să nu colaborez? Toată lumea colabora cu securitatea, pentru că securitatea conducea România. Și acum România este practic condusă de CIA, Serviciul de Informații Externe, și Serviciul Român de Informații. Restul sunt iluzii.
Nu există guvern care nu se bazeze pe informații. Cum colaborați la modul concret? Oh, eram profesor la ei. Eram profesor. Ce se întâmplă? Nu am dat niciodată note informative și niciodată n-am turnat pe nimeni. Și niciodată n-am dat nicio sancțiune. Deci n-ați colaborat. Asta vreau să vă spun. Da, dar lucram pentru ei, în sensul că, de exemplu, mi s-a cerut să dau referate cu perioada acupunctură. 15 ani am lucrat în domeniul aurelor. Și când ne-am dat seama că explicarea aurilor presupune câmpul orgonic care l-a costat viața pe Wilhelm Reich, am renunțat la idee, dar a apărut în cartea aure a doamnei Guja, sunt al treilea autor, 7 cât sunt acolo. Pentru că câmpul ăsta orgonic este o combinație, un câmp ciudat, că nu sunt câmpurile limitate la câmpul electric, magnetic, gravific, biologic, chimic și așa mai departe. Mai sunt și alte tipuri de câmpuri. Și unul este acest câmp orgonic, descoperit primul de către acest Wilhelm Reich, care era jumate austriec, jumate nemț, jumate evreu și a emigrat în America. Lucrurile cu neobservat de medicii americani, l-au dat în judecată, l-au condamnat la 7 ani, după 3 ani a murit în închisoare, iar noi am descoperit că aurile corpurilor se produc sub influența acestui câmp orgonic, care este altceva decât câmpul chimic, fizic, electric, magnetic. Dar este un câmp natural? Este un câmp natural, mai există și alte câmpuri decât cele care sunt deja cunoscute. Lumea e mai largă și mai întinsă și mai ciudată decât ne închipuim. Deci aflăm că securitatea investiga aceste câmpuri de care... La securitatea celor vremi care aveau... Și această formă de medicină până la urmă... Avea o serie întreagă, cum era Pavel Curuț, de colective și fiecare colectiv se ocupa de o temă, de câte o temă științifică. Și erau foarte bine organizați. Pe mine mă foloseau ca un fel de consultant, cerându-mi consultații colegii mei. O colegă era secretar de stat la Comitetul de Știință și Tehnologie și îmi trimitea cartea lui Minor despre stafii, că acest Minor se bucura de ciudata faimă că unde se ducea, la cei pe care nu-i plăcea, zburau pietre în culoare, după ei, pe coridor. Era bun la casa omului. Era bun la casa omului și cartea lui despre viața lui mi-a fost trimisă mie pentru referire. Și am spus că nu mă pot angaja și în acest domeniu. Sunt mult prea extins cu fizică, cu piesă și mai a apărut și poezia. E foarte interesant, dar vom continua după publicitate. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc, și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze sau dacă lăsai singur, îi stătea filmul, cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce a avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine. Acum merge, vorbește nu foarte bine. Eu zic că Torserul e cel care l-a reglat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat, l-am pus exact pe locurile dureroase. Durerile au încetat, mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și... Am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus Torserul, în special pe coloană, l-am pus pentru că aveam dureri de oase, să zic așa. Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. De exemplu, mi-au descoperit aici un nodul tiroidian și în fiecare zi mi-l pun așa, câte 25 de minute. De când l-am achiziționat, îl folosesc zi de zi. Vă recomand cu încredere, puteți să merge oriunde și acest aparat, știți că are efect oriunde vă aflați. Ne-am reîntors în platoul emisiunii Bursa de Sănătate. Vă reamintesc că invitații mei de astăzi sunt doamna Nicoleta Angel, jurnalist, și domnul George Ionescu, profesor, scriitor, om de știință.
Doamna Angel, vă rog să continuați despre tema emisiunii noastre de astăzi, Revoluția tehnico-științifică. Apariția și succesiunea galopantă a genurilor literare reprezintă o consecință directă a rapidelor cuceriri ale omenirii în domeniul științei și tehnicii, a lărgirii și înnoirii orizonturilor gândirii umane. În paralel, asistăm la o permanentă schimbare în domeniul culturii, deoarece apar noi modalități de exprimare artistică, iar raporturile dintre acestea se modifică de la o zi la alta. Ce ne puteți spune despre schimbările rapide care se produc în structura culturii și care reprezintă fenomenul cel mai derutant al ultimelor decenii? Nu numai că dezvoltarea industrială și după aceea științifică și după aceea în toate domeniile a produs schimbări și progrese evidente în domeniul culturii. Cultura depinde și ea de arta care urmează carul cu bucate. Cultura depinde de mijloacele care îi sunt alocate. Ori, din păcate, de la primul război mondial încoace, cea mai mare parte a bogățiilor naturale și ale planetei și ale omenirii au fost folosite în scopul de distrugere. Primele sau cele două războaie mondiale sunt un exemplu cumplit despre modul în care oamenii pot da dovadă de inconștiență și, în primul rând, de inconștiența și incapacitatea guvernelor de a rezolva problemele altfel decât prin război. Sigur că toate lucrurile astea își găsesc un corespondent și un ecou în toate domeniile culturii, începând cu literatura și muzica, continuând cu toate domeniile de activitate și de viața cu zi cu zi. Omul devine mult mai capabil, omul devine mult mai realist, omul poate să facă mult mai multe lucruri într-o viață, pentru că nu mai este chiar așa de mult sclavul nevoii de fiecare zi și de fiecare clipă. Din punctul ăsta de vedere, nu vedeți, apar fel de forme noi de artă. Ciudate. Unele pe care eu nu prea le admir. Arta asta cubistă nu mă încântă. Muzica asta ciudată, cu multe lovituri, cu mult ritm și bocăneală, nu mă încântă. E altă generație. Nu, cred că este o mică decădere, o deviere care o să dispară. Pentru că mari în muzică sunt cei 7, începând cu Beethoven, continuând cu Mozart, Schumann, Schubert. Nu poți să-i schimbi pe acești 7 mari Liszt. Nu poți să-l schimbi cel mai mare poet al lumii, rămâne Goethe. După aia vine Balzac, cel mai mare scriitor, Shakespeare, care este și scriitor și poet. Astea nu pot fi schimbați. Sunt giganți omenirii. Dar în același timp apar mereu noi giganți. Iar România, spre stupoarea și curiozitatea generală, a produs fel de fel de inși de o genialitate extremă. Un scriitor vagabond, Panaiotis Stati, cel mai mare dramaturg al Franței moderne, Eugen Ionescu. Un Caragiale care în America de Sud era urmărit, de unde știe el de scrisoarea asta pierdută, ca să-l împușcăm. Dacă puteți să vă imaginați, așa era la actuală scrisoarea pierdută în America de Sud. Blaga este recunoscut ca filozof mondial. Și tot așa. Iar ca să-l învețe pe Eminescu, o contesă maghiară a învățat românește, s-a căsătorit cu un român pe care l-a iubit și am avut doi colegi fii acestor oameni. Am admirat și cultura lor și cultura dânsă, a devenit profesoară de maghiară și română. Vezi? Nu putem spune că nu se reflectă toate lucrurile astea în cultură, în știință, în toate domeniile. Iar științele noi, artele noi, am spus fotografie, cinematografie, televiziune, nu existau. Săli cu mii de și mii de spectatori, capacitatea de a te deplasa foarte ușor. Eu cred că un an de voiaj, un an petrecut prin călătorii în state, este echivalent cu un an de liceu sau poate chiar cu un an de facultate. Pentru că atunci când te duci undeva, primul lucru vezi monumentele, piața, clădirile,
după aceea muzeele care cuprind literatura, arta și istoria poporului respectiv, după aceea oamenii, și sigur că asta se dezvoltă dacă mai știi și limba, să poți citești puțin istorie și literatura țării respective, asta dezvoltă inteligența. Ori în clipa de față oamenii călătoresc, pot să se ducă, pot să vadă. Toate lucrurile astea contează și puse cap la cap, dacă și la televiziune, din 100 de posturi câte prind eu la televizor, urmăresc vreo 10 posturi, dar stila ce să te uiți, îți dezvolți imaginația, îți dezvolți cunoașterea. Chinezii spun că o imagine cuprinde informații cât 1000 de cuvinte. Probabil că este adevărat. Iar mai departe, toată lumea știe că un om care nu este educat este un om mai sărac. Eu vă întrerup ca să o lăsăm pe doamna Angel să abordăm și alte subiecte, pentru că timpul trece. Cu mare trece plăcere, vă rog. Eu când dau drumul, mi-aduc aminte că au fost 55 de profesor. Tocmai de asta să ne împărtășiți cât mai mult dintr-o oră, cât mai vastă. Creșterea nivelului de trai determină dezvoltarea generală a capacităților creatoare în știință, tehnică, economie, artă și în domeniul grijii pentru oameni. Considerați că bogăția pe care economia de timp o creează poate fi spațiul pentru dezvoltarea forțelor umane, pentru dezvoltarea omului ca scop în sine? Da, sigur că da. Toată această dezvoltare a bogăției generale permite o viață mai lungă, o speranță de viață mai mare, permite o mai bună stare de sănătate, permite apariția unor arte. Dar să nu uităm că simultan s-a produs și o avalanșă de sedentarism, diabet și obezitate. Adică se dezvoltă și alte lucruri care trebuie evitate și ar putea fi evitate. Iar pentru mine obsesia rămâne războiul. Cum poți ca într-o lume care progresează într-un asemenea ritm și cu asemenea calitate și rapiditate să consumi o bună parte din bunurile omenirii pentru război, pregătirea războiului, efectuarea războiului, pentru că așa cum spunea Sun Tzu în Arta Războiului, cartea a apărut acum 2500 de ani. Toate războaiele încep în sabotaje, în război subteran. Și așa a rămas, de 2500 de ani încoace de la Sun Tzu. Și nu e bine, nu e normal. Pentru mine este o obsesie. Cum pot politicienii ăștia care sunt cel mai bine plătiți să bucură de bogăție, de cele mai frumoase vehicule, de cele mai frumoase case și femei, să pregătească războiul? V-au plăcut femeile, bănuiesc, că ți-a rostit de câteva ori acestea. Trebuie să remarc și să fiu sincer. La capitolul femeia a rămas corigent. Mi-am iubit soția 60 de ani. Un profesor așa reputat ca dumneavoastră a rămas corigent la femei? Am rămas corigent, nu m-am ocupat de femei, le-am admirat și cred că după cum trebuie să te porți, să și poartă femeile cu tine. Cu o femeie trebuie să te porți dacă vrei să te iubească cum te porți cu o regină. Trebuie să te porți după aceea cum te porți cu o prințesă. La o femeie trebuie să o iubești cum iubești o amantă și să o iubești ca pe o amantă. Și în fine, dacă devine soția ta sau altceva, să o adori ca poziță. E, dacă îndeplinești condițiile astea, să fii iubit. Eu trebuie să recunosc că degetele la mână sunt prea multe pentru câte femei am iubit eu în viața asta. 60 de ani mi-am iubit soția. Am fost corient. Asta e adevăr. Trebuie să recunosc cu modestie, e un capitol la care am rămas în urmă și într-un fel a fost bine, pentru că am ajuns să prețuiesc femeia așa cum este ea, ca o operă de artă a naturii, ca strămoașa tuturor și a tuturor lucrurilor, ca tot ceea ce merită în viața asta, prețuit, iubit și onorat, și din cauza asta am fost bine tratat. Corigem la femei, dar premiat în știință. Și acum o lăsăm pe doamna Angel ca să continue cu tema emisiunii. Da. Cel mai spectaculos aspect al influenței revoluției tehnico-științifice asupra culturii îl reprezintă apariția culturii de masă. Produsă la acțiunii mass media, cultura de masă are dimensiuni extraordinare, îmbracă aspecte multiple și joacă un rol de sine stătător.
Care sunt întrebările pe care le ridică acest fenomen inedit, rezultat al actualelor progrese ale științei și tehnicii? Cred că problemele pe care le ridică sunt mai mult de ordin material. Trebuie să asigurăm dezvoltarea acestui corpul de masă, trebuie să asigurăm calitatea educației, pentru că altfel se ajunge și la generalizarea inculturii, a proastelor moravuri, a ravurilor și așa mai departe. Iar din punct de vedere material, trebuie ca omul să aibă timp să se ocupe de toate lucrurile astea. Dacă este hărțuit, de grijă de mâine, de ce îmbracă, ce sunt patru condiții fundamentale ale existenței. Hrana, locuința, îmbrăcămintea, căldura. Dacă astea nu sunt deplinite, îi mai arde omului să facă simfonie, îi mai arde omului să facă poezie, nu îi mai arde. Dacă aceste condiții sunt mai bine rezolvate de starea actuală de lucruri, sigur că omul câștigă un grad superior de libertate și o capacitate ridicată de a rezolva probleme. Din punctul ăsta de vedere, cred că principala condiție, principala problemă a culturii de masă rămâne educația. Trebuie ca să fim capabili să asigurăm mijloacele, să asigurăm educația, să asigurăm mijloacele și locuința, hrana, să nu fie omul veșnic îngrijorat cum își îmbracă toamna copiii și cât îl costă. Păi ați atins un punct nevralgic. Majoritatea artiștilor în România în 2019 se află la limita subsistenței. Nu știu ce să spun. Există și părerea că în capitalism fiecăruia îi se dă după ceea ce realizează el. Și atunci, dacă el este un bun actor, un bun cântăreț, lumea vine și îl ascultă și plătește. După alții, ar trebui ca statul să-i ajute mai mult. Eu cred că adevărul este undeva la mijloc. Trebuie să-i și ajutăm, trebuie să-i și rugăm să fie mai activi, trebuie să și facem noi ceva pentru ei și ei ceva pentru ceilalți. Pentru că să aștepți mereu numai ca să se dea nu-i corect. Invers, să nu se dea celor care se dedică filozofiei sau poeziei sau matematicii e greșit. Așa că trebuie găsite soluții. Iar pentru genii, cred că soluția este întreținerea generală. Nu o să-l pui pe Einstein să-și gătească în hotel ciorba. Așa ceva este de neimaginat. A avut noroc că n-a fost român. Nu. Românii, să știți că n-au fost tratați rău. Românii au fost tratați destul de bine și, în general, poporul român își tratează cu mare dragoste și artiștii, și artiștii populari, și profesorii, și medicii, dar, din păcate, au fost și, cum să spun, un fel de victime ale istoriei, pentru că istoria nu se scrie numai cu frumuseți, cu compasiune. Istoria se scrie de obicei cu duritate. Istoria se scrie cu încercări. Și, din păcate, și aici războiul și-a adus o contribuție cu totul negativă de-a lungul istoriei. Din punctul ăsta de vedere, nu pot să uit și nu pot să iert incapacitatea politicienilor de a nu face război. Dar pacifiștii au dreptate, sunt de părerea lor, nu știu ce s-ar putea face în clipa de față. Trebuie însă făcut ceva, pentru că armele devin așa de nimicitoare, încât în al doilea război mondial nu s-a folosit arma chimică din frică. O folosește și celălalt. Nu s-a folosit arma bacteriologică, din aceeași frică, dacă o folosește și adversarul. În schimb, s-a folosit alta nuclear, arma nucleară, ca să bage frica în japonezi. Poate a fost corect. Dumnezeu de nedreptățile unui război, mai ales de nedreptățile unui război. Americanii justifică arma, folosirea armei nucleare prin cele 500 de victime la care a fost apreciată invadarea Japoniei de trupele americane. Poate că au dreptate. Invers, japonezii erau hotărâți să apere până la ultimul om. Era numele lor de a fi mândri. Cred că adevărul a fost până la urmă undeva la mijloc și s-a rezolvat într-un chip destul de neplăcut. Tot despre adevăr și știință continuăm cu doamna Angel. Vă rog. Bioingineria medicală creează concepte fundamentale și cunoștințe cu referire la nivel molecular până la nivel sistemic și dezvoltă noi produse informatice
și biologice pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor. Imagistica medicală are rolul de a permite investigarea directă și indirectă a organelor care nu sunt vizibile ochiului uman, realizând o analiză a dimensiunilor acestora și a localizărilor în organism. Aceasta presupune folosirea magnetismului, a microundelor, a radiațiilor ultraviolete și infraroșii, a razelor X, a ultrasunetelor. Ce ne puteți spune despre tehnologiile imagistice care sunt esențiale pentru diagnoza medicală? Câte ceva m-am pregătit să vă spun și aș începe cu imagistica medicală, care începe cu lupa, cu microscopul optic acum 3 secole, care a permis vederea microbilor și a bacteriilor în 1850, iar în prezent cu microscopul electronic, care a permis să vadă virusii, mărind de 50.000 de ori față de 4.000 de ori cel mult microscopul optic. Începe și de interesul corpului, interiorul corpului uman. Razele X descoperite de către Röntgen în 1895 au permis vederea interiorului corpului uman. Au continuat cu remeneul, cu controlul tomografic, cu fluoroscopia, a continuat cu radiografia de toate felurile. Personal mă simt și public vinovat pentru că am realizat primul aparat de radiografie pântuneric pentru câmpul de luptă, care nu folosește curent electric, folosind izotopia telurului. Primul aparat din România? Primul aparat din lume. Din lume? Da. El a fost utilizat? Este utilizat? Este brevetat de IFA și de armată și mie mi-au dat al 13-lea salariu și mulțumire în fața frontului. Așa au fost vremurile, dar sunteți autorul acestui aparat. Și am mai făcut un lucru, am construit un dozimetru cu sticlă de geam care poate să măsoare doze de 1000 de ori mai mari decât cele care omoară un om. Dar este utilizabilă această tehnologie? A fost și folosit pentru că doamna Ceaușescu i-a obligat pe chimiști să lucreze cu doze foarte mari de radiații ca să fabrice benzină sintetică din cărbune și cauciuc sintetic din țiței. Și astea au constituit baza tezei de doctorat. Iar domnii chimiști erau îngroziți că nu știau cu ce doze lucrează. Iar eu am descoperit că sub acțiunea radiațiilor gamma, sticla se opacifică. Și după gradul de opacificare pe care l-am măsurat cu Lodi Țopa și cu Ghiță și cu colegii de la Institutul Fizică București, am făcut acest dozimetru cu care măsuram doze de 1000 de ori. Am lucrat la lucrurile astea, că n-am avut încotro. Pe de altă parte, găsesc că am făcut bine. Trebuia să știu oamenii ăștia ce fac. Iar mai departe, pot să vă spun că am mai lucrat. Teza mea de doctorat a fost măsurarea cele mai mici grosimi din lume, 50 de miliardimi de metru, în 1972, premieră mondială. Iar tot atunci am măsurat împreună cu grupuri, culmea, de farmaciști și de chimiști de la institutele medicale, cea mai mică cantitate de masă, milionime de milionime de milionime de grame, 10 la 18 grame. Fără ei n-aș făcut nimic, dar împreună am realizat că am dus cu două ordine de mărime mai încolo sensibilitatea metodei care se oprea la 10 la 16 grame. Noi am atins 10 la 18 grame, am fost controlați de IFA, am fost controlați de armată și eu am fost invitat să lucrez în Rusia. Am lucrat și acolo o vreme. Unde ați lucrat în Rusia? La Dumna, la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare. Obelinion Institut, iar de Sletovania. La Dumna, 230 km nord de Moscova, unde m-am convins că și rușii au măreția lor. Erau 12.000 de cercetători în domeniul reactorilor cu neutron termici. 12.000 de cercetători în domeniul reactorilor cu neutron rapizi, care încă nu fusese repuși în funcție. Dar cu toată măreția s-a întâmplat dezastru Cernobâl. Sub la Cernobâl, după câte știu eu, de surse directe, pentru că noi am fost a doua țară care a prins norul radioactiv, prima au fost suedezii, că erau mai bine informați, al doilea am fost noi, după aia suedezii, eu lucram cu Institutul de Igienă pe vremea aia, între altele. Pot să vă spun un lucru. La Cernobâl, care înseamnă a fost negru, asta e Cernobâl, a venit unul de la Moscova că să-i pună pe ăștia să lucreze reactorul fără să folosească răcitoarele alimentate cu energie
electrică de la propriul reactor nuclear. Și sigur că s-au încălzit, au explodat și s-a produs o explozie imensă care a întins explozia până în Suedia. Din păcate răsimțim, știți, mai bine decât mine efectele și acum. Din păcate, cei care au suferit cel mai mult au fost moldovenii. Iar ciudat este că natura după 10 ani se reface. Au reapărut acolo șobolani întâi, broaștele, porcii misteți, vegetația s-a resimțit destul de puțin. E ciudat cum natura are alt standard, alte moduri de acțiune. Iar eu personal l-am blestemat pe acel om care a dat ordin colegilor mei ruși să lucreze fără răcire de la propriul reactor nuclear. Sigur că s-a produs explozia. Și acum revenim la medicină. Sigur că medicina progresează odată cu toată știința și a avut numai de câștigat din progresele fizice, ale chimiei. Chimia a produs medicamentele chimice, a produs sulfamidele, a produs antibioticele. Când eram copil, sifilis omora în 10 ani și îl dezintegra pe respectivul. După Rusia, rămânem tot pe locul 2 în lume la sifilis și în 2019. La cu toate antibioticele. La incidența bolii, da, la dar, sifilis. Sifilis se vindecă în câteva luni? Sigur că se vindecă. Cu penicilină? Nici dacă măcar e diagnosticat. Păi scuzați-mă, există BHG-ul care că identifică, iar noi, dacă suntem la locul lumii, nu înseamnă că sifilis a progresat. A rămas, s-a dus. Sunt boli care au dispărut. Din păcate și microbii au regulile lor. Și s-au adaptat la antibiotice. Formidabil și de neimaginat. De la început, antibioticele au acționat asupra virusilor. Asta se știe. Dar, din păcate, Candida aureus a ajuns să reziste la antibiotice și s-a adăugat la alți microbi care au infectat. Care e mai mult o ciupercă. Este între limită, între... Ciuperca aia a infectat pereții spitalelor care au trebuit arși. Apar spitalele. Nu s-a putut vindeca. Iar boala asta, Candida aureus, face ca eu, de exemplu, când mă duc la spital, evit să fiu injectat, evit să fiu tăiat, evit orice operație, pentru că mi-e teamă evitați, de infecție. Evitați, dar dacă nu aveți încotro, va trebui să o faceți. Nu, am refuzat. Da? Nu orice risc. Pentru că mor din infecții spitalicești. Doi prieteni ai mei au murit de la infecții spitalicești produse din cauza că s-a căutat să se vadă dacă neapărat în prostata lor există cele canceroase. Și când le-a băgat acul, prin anus, s-a infectat și a murit de infecție cu Candida. Doi, cumnatul meu și alt coleg a murit în 2 luni. E foarte primejdios ce se întâmplă și după un medic tânăr cu care am avut contact, e un pericol general. Microbii se adaptează și ei și merg înainte și fac și ei progrese cu toată medicina noastră. E ciudat, dar asta e situația. Natura are alte legi și trebuie să ținem seama de ea, fie că ne place, fie mai ales că nu ne place. Iar în ceea ce privește medicina, a făcut mari progrese și admir la medicii de azi că încep să țină seama și de medicina tradițională și de medicina, să-i spunem, tămăduitoare. Și să nu uităm că anestezicul a fost descoperit prima dată în America de Sud, medicamentul contra malariei, chinina, tot acolo. Dar trecem la o altă temă. Vă rog. Doamna Angel. Da. Vă rog. Revoluția tehnico-științifică urmează un raport de echivalență între progresul producției propriu-zise, progresul învățământului, educației, nivelul de trai, medicinei, serviciilor sau altor moduri de dezvoltare a forțelor creatoare ale omului. Împărțirea muncii și a sectoarelor economice în productive și neproductive își pierde vechiul sens, pentru că acum în întreaga viață omenească se creează forțe de producție decisive pentru progresul umanității. Sigur că da! O neutilizare a domeniilor de creare a aptitudinilor umane echivalează cu o risipă. Putem spune că astfel cultura se transformă într-un factor de producție. Dar foarte scurt, domnule Ionescu. Foarte scurt, pot să spun doar atâta. Din toate vremurile, cultura a fost un factor de producție decisiv
Niciodată cultura nu a putut fi dată deoparte și n-a fost un factor decisiv în dezvoltarea societății umane și a omului individual. De. Cred că este un răspuns. Este un răspuns și cu acesta încheiem emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc mult pentru prezența în platou. Mi-a făcut mare plăcere și vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să mai pot eu să vorbesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă urez o seară excelentă. Astăzi avem invitat special, așa cum ne-a promis, domnul dr. Menci, cunoscut de toată lumea, Victor, prietenul nostru. Bună seara! Și dezbatem un lucru extraordinar de important și, din păcate, grav pentru noi și mai ales pentru populația tânără, da? Iată ce spune un studiu ONU recent realizat. Poluarea din aer ucide mai mulți oameni decât fumatul. Uniunea Europeană a realizat chiar în 2018 un raport, numărul 23 din 2018, despre poluarea atmosferică și sănătatea noastră. Spune așa, poluarea atmosferică are consecințe, vă citesc doar începutul, consecințe grave asupra sănătății cetățenilor europeni. În fiecare an, deci anual, au loc în jur de 400.000 de decese premature din cauza concentrațiilor excesive ale poluanților atmosferici. Și o să spuneți, Uniunea Europeană e destul de mare, poate la noi lucrurile stau mai bine sau așa? Dragi prieteni, câți oameni credeți că mor în fiecare an în România? Un oraș în fiecare an. Este studiu realizat de Organizația Mondială a Sănătății care arată că aerul poluat din România omoară 24.000 de români în fiecare an. Incredibil. Cum este posibil? Ce ne puteți spune? Ce conține acest aer poluat și de ce? Și mai ales ceva surprinzător, pentru că în rapoartele acestea, ținând de orașele noastre, că toată lumea spune, doamne, la oraș e foarte mare poluare. Este și foarte adevărat. Și toată lumea spunea, Bucureștiul e primul loc. Așa a fost. Deja Iașu, Clujul, Brașovul, exact. În creierii munților unde te duci și speri la mai bine, să respiri aer mai curat. Mai... Este deasupra poluării din București, deși noi, dacă ne ducem în centru la universitate și citim toate datele de acolo, noi vedem că sunt de 5-7 ori mai mare decât orice reglementare... Decât limitele maxime admise. Limitele maxime admise. Domnul doctor, ajutați-ne să înțelegem ce se petrece și ce putem să facem. Să nu uităm că noi avem trei mari categorii, să le spunem, de hrană. Aerul reprezintă cea mai mare pondere din hrana noastră zilnică, aproximativ 12 până la 15 metri cub de aer, care înglobează în ei și circa 200 de mililitri de apă, adică un pahar de apă. Foarte important ce a spus și o să revenim la ideea cu apa din aer, ținând de șansa noastră de a purifica pe trei nivele tot ce avem. Aerul, să-l purificăm pe trei nivele, fizic, energetic și informațional. Uh-huh. Apa în sine să o purificăm pe trei nivele din tot ce bem și alimentele să purificăm pe trei nivele. Vă rog frumos! Și să continuăm. De ce este atât de important aerul? Pentru că organismul preia oxigenul din aer. Oxigenul din aer care susține viața. În sensul în care, fără oxigen, metabolismul nostru anaerob la nivelul mitocondriilor
reușește să transforme mâncarea cealaltă, a treia categorie, o să vedeți de ce îi spun a treia categorie de hrană, deci alimentele cunoscute, solide sau lichide, deci reușește numai prin metabolismul aerob la nivelul mitocondriei să elibereze energia de care corpul nostru are nevoie și să o stocheze sub forma unei molecule macroergice, se cheamă adenozin trifosforic, ATP. Poate că mulți au și auzit de acest un ATP. Un moment să punctăm, să fie foarte clar. Toată lumea își dorește să fie mai lucidă, cu putere mai mare de muncă, cu putere de concentrare mai mare, sau oamenii care muncesc într-un domeniu fizic să aibă forță mai mare. Cuvântul acesta, mitocondrii, ascunde șansa noastră ca să funcționăm optim, da? Apropo de siluetă sau nu, apropo de energie, de putere, da, de concentrare, tot ce înseamnă energie, tot ce vă puteți dori, omenește ca să aveți energie. Și o să avem o surpriză asupra, nu numai asupra problemelor, asupra metabolismului, asupra energiilor și asupra mitocondriilor pentru dumneavoastră. Majoritatea bolilor, în special bolile tumorale, sunt generate de disfuncții mitocondriale. Sunt boli mitocondriale. Și ar trebui să conștientizăm faptul că în aer și în apa care se găsește în aer, în cazul poluării, se găsesc particule de dimensiuni foarte mici, la nivelul nanometrilor și al micronilor. Un micron înseamnă a mea parte dintr-un milimetru. Și aceste particule, cele care sunt mai mari, să le spunem 25 de microni, afectează grav celulele plămânului și de aici boli pulmonare, foarte grave, inclusiv cele care nu se pot transforma într-un eveniment oncologic tumoral. Vorbi de radicali liberi care există în aer prin poluanți și care ne scurtează zilele într-un mod chiar cu noi. Bineînțeles, bineînțeles, sigur că sunt foarte multe specii reactive și de oxigen, dar mai ales de la eșapamentele mașinilor se degază specii reactive de azot, de sulf. Și se găsesc particule și mai mici, să spunem de ordinul a 10 microni, care pătrund foarte ușor prin membranele celulelor bronhiolelor, ajung în sânge și practic apar bolile cardiovasculare și cerebrovasculare. Într-o primă fază, toată această inhalație nocivă pentru noi poate fi recunoscută de om obișnuit prin faptul că respir, dar parcă nu ai oxigen, nu te oxigenezi. Parcă cineva te-ar ține de nas, exact, zicem, sau de gură. Da? Doi, efectul unei respirații într-un astfel de mediu la nivel psihic. Da, deci stările emoționale, depresive, incapacități de muncă, confuzii, iritări, dureri de cap, insomnii. Dureri de cap, insomnii. Ideația foarte lentă, adică Gândirea noastră devine foarte lentă și iată că acest lucru poate avea repercursiuni extrem de grave zi de zi, pentru că noi mai și conducem autoturismele. Aceste noxe practic nu fac altceva decât să ne creeze o lentoare în reflexele noastre. Un reflex cu câteva milisecunde mai lent poate fi chiar bariera sau limita dintre viață și moarte. Unii oameni ar putea considera că, doamne, eu n-am mașină, nu conduc, sau nu conduc din 24 de ore, conduc o oră sau două. Și în rest îmi petrec
nu afară unde e poluare, în casă, în spațiile noastre închise sau la servicii, în spațiile noastre închise, unde în marea majoritate a centrelor acestea de business, da, nu, nici nu poți să deschizi ferestre și oamenii zic, las că e bine, am văzut ce poluare e afară, e bine așa înăuntru. Înăuntru scăpăm noi de toți acești radicali liberi și de toate emanațiile, de la mobilier, de la toate plasticele, mochete, vestimentația noastră care conține plastice, da? În compoziție, lucru cu electromagnetism care schimbă ionizarea din minus, da, în plus, dă o ion pozitiv. Un ion pozitiv care dă o hiperactivare și pe urmă o obosire. Deci toate acestea, plasticele din textile, plasticele din mochete, vopselele pe care le avem pe pereți, sintetice, toate materialele, orice din înăuntru, draperii, mobilier, toate plasticele care ne-au ușurat nouă viața, toate emană ioni plus. Ce înseamnă un dezechilibru? Că și din China antică, yin-yang-ul și, bineînțeles, și în partea indiană, trebuia să fie într-un echilibru. Orice dezechilibru genera boală. Ce înseamnă acest dezechilibru? Că e plus, 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 hiperexcitație, oboseală, surmenaj, nerv, stres și așa mai departe. Deci, ne putem noi simți în deplină siguranță în încăperile în care petrecem. Cât să spunem că petrecem? Între 70 și 90% din timpul din unei zile? Iar până zile? 90% să spunem. Pentru că te duci la servici și șezi la servici. Noi chiar și aici, vi s-a mai spus și de alți prieteni, invitați, cei care țin emisiune, studioul este larg, dar este închis. Chiar nu se poate deschide nicio fereastră și chiar ați putut să urmăriți de-a lungul experimentelor pe care le-am avut exprimările invitațiilor noștri vis-a-vis de faptul că au venit obosiți și noi am făcut experimentul de purificare apă, aer, alimente și la final erau proaspeți ca și cum ar fi tras un pui bun de somn, energizație, deci foarte, foarte important. Deci casele noastre, apropo de naveta spațială pe care, de stația orbitală pe care s-a inventat imunocubul, soluția la extraordinară la tot ce înseamnă apă, aer și alimente poluate din zilele noastre, casele noastre sunt un fel de incinte, niște o stație spațială în care ne petrecem timp. Ar trebui să amintim și un fapt mai puțin cunoscut. Atunci când casa nu este izolată, mai ales la etajele inferioare, pot apărea și radionuclizi de radon, radioactivi. Deci, sau din anumite materiale, pe care ele însele generează acești radionuclizi de tipul radonului. Dar stăm prea mult în casă, dar pierdem foarte mult timp și în mașină, în abitaclul mașinii. Dacă deschidem geamul, sigur vin noxele de afară. Dacă nu îl deschidem, plasticele din mașină, mai ales în vreme caniculară, generează de multe ori, nu, ceea ce nouă ne place, mirosul de mașină nouă. Mirosul de mașină nouă este un miros toxic. Exact. Este un miros care generează, da, boli extrem de grave, așa cum am spus. Și atenție aici, mulți oameni se bucură de mirosul de mobilă nouă. Reiau ideea cu mobila. Vă rog să ne spuneți ce probleme grave sunt în casă în momentul în care un om este stresat, are, știți că stresul știe toată lumea, slăbește imunitatea. Și îți iei un mobilier nou de care să te bucuri. Sau dacă ai un copilaș mic, ce se întâmplă în casă? Mai ales în mobilele vechi, dar mă rog, și astăzi nu se prea folosește lemnul masiv, ci se folosesc niște conglomerate. Ce au în compoziție? Aceste adezive care se folosesc pentru obținerea materialului pentru mobile conțin formaldehidă, cancerigenă. De-a dreptul. În Germania, de mulți ani, s-a scos din toate spațiile publice, din toate școlile, mobila care era realizată cu formaldehidă. Și iată că la noi încă se folosește asbestul. Uneori casele sunt învelite cu un material care conține asbest.
Problema mare este că toate acestea nu produc efecte imediate, dar ele se acumulează de-a lungul vieții și cu alți factori care se găsesc în apă, care se găsesc în alimente, da, cu stresul, cu poluarea electromagnetică, să nu uităm, cu poluarea electromagnetică. Chiar nu, acum se vorbește nu de 5G. Da, și da. Toate acestea, într-un final, se transformă în bolile acestea zise ale civilizației moderne, pe care cu toți le vedem. Începând de la obezitate, să știți că obezitatea are și o cauză în acești poluanți, pentru că mulți dintre ei sunt poluanți like estrogeni, care practic stimulează metabolismul pentru ceea ce vedem în jurul nostru, nepermis de mult, copii obezi, tineri obezi, cu riscuri crescute de bolile civilizației moderne și toate celelalte boli cronice. Ei, dacă asta ne afectează încă de când suntem în pântecul mamei, vă dați seama că bolile acestea grave apar la vârste din ce în ce mai tinere. Diabetul de tip 2, care altă dată apărea doar la vârstele înaintate, peste 60 de ani, astăzi este cea mai frecventă formă de diabet, iar diabetul autoimun, insulinodependent, zis juvenil altădată, reprezintă doar 10% din toate cazurile de diabet zaharat de tip 2, care sunt generate de alimentație și de noxele care se găsesc în alimente. Și iată că avem, cum spuneam, trei categorii de hrană. Avem aerul, nu conștientizăm lucrul ăsta, fără aer nu putem trăi mai mult de 3 minute. Avem apa, fără apă, să spunem așa, în medie, 2 litri de lichid de care hidratează, dar în special apa, nu putem trăi mai mult de 3 zile. Și hrana, pe care o cunoaștem, nu? Un kilogram, un kilogram și jumătate, iată și cantitativ cea mai mică, fără ea putem să supraviețuim chiar 30 de zile, 40 de zile. Și toate aceste medii, toate aceste feluri de hrană, astăzi, din păcate, sunt poluate cum nu au mai fost niciodată în istoria omenirii. Asta este realitatea. Deci vorbim de o poluare globală a mediului extern, pentru că mâncarea este mediul extern, aerul, da, la fel, apa, și de o poluare endogenă internă, generată de acești radicali liberi, specii reactive de oxigen, de sulf, de azot, și care sunt cauza bolilor acestora. Ați văzut și dumneavoastră, în România, în fiecare an, un oraș mediu dispare, numai din cauza, nu, poluării aerului. Nu mai vorbim că peste aceasta se cumulează și moartea care vine din poluarea apei, moartea care vine din poluarea alimentelor, moartea care vine din poluarea fotonică, moartea care vine din poluarea electromagnetică, cu câmpuri electromagnetice artificiale. De fapt, ce s-a întâmplat? Noi am ajuns să locuim în mini-stații spațiale, complet izolate, cu materiale sintetice, care emană diferite substanțe toxice, dar problema la noi este mult mai mare față de stația spațială, care este prevăzută cu mii și mii de sisteme dedicate purificării aerului, apei și a alimentelor. Cosmonauții, într-adevăr, ei se află în condiții extrem de grele, extrem de complicate, dar ei au la dispoziție toate aceste sisteme care au fost gândite de oameni de știință ca să limiteze acest impact negativ asupra astronauților. Pe când noi cu dumneavoastră am ajuns să locuim cam în condiții similare, slavă Domnului, avem gravitația, dar tot ce ne înconjoară este cam la fel. Pe când nu ne beneficiem de toate aceste sisteme de care beneficiază cosmonauții. Și cu ajutorul tehnologiilor noi, datorită cosmonautului domnul Dumitru Prunariu, s-a făcut posibil ca această tehnologie, măcar această tehnologie care purifică aerul în cadrul stației spațiale internaționale, să ajungă să fie disponibilă la noi pe Pământ, sub forma acestui aparat care se numește imunocube. De fapt, el reprezintă, cum vă spuneam de multe ori, aceeași tehnologie. El urmează același principiu de purificare care folosește natura pentru a purifica toată planeta noastră.
respectiv el repetă principiul care este bazat pe descărcări de înaltă frecvență, descărcări electrice în prezența apei, apei din aer, din componenta aerului. Ceea ce se întâmplă în natură, în mod firesc, când există furtuna, ploaia torențială, umiditatea aerului este extrem de crescută și apar aceste descărcări electrice care produc reacția fenomenală, reacția dumnezeiască și anume de formare a ozonului. Acest miros proaspăt după furtună sau după ploaia, acest miros a sănătății, acest miros care se reprezintă aerul activat cu oxigen, plin de oxigen, plin de ioni negativi care sunt absolut benefice sănătății noastre. Și același aparat, același principiu repetă imunocup. Putem folosi acest aparat în casele noastre și putem atenua toate aceste probleme, toate aceste agresiuni care vin peste noi, precum noxe, precum aerul contaminat, apa contaminată și chiar și alimentele contaminate, ceea ce vă prezentam în emisiunile precedente. Și cum spunea domnul profesor, organismul uman conține 70% apă în componenta sa. Și în contextul celor spuse, precum apă se găsește și în aer. Apa este apa care noi cu dumneavoastră bem. Aceeași apă se găsește și în alimente în proporție până la 90%. Ea se găsește și în componenta organismului nostru într-un raport de 70%. Vă rog să ne spuneți mai mult despre această legătură între apa din cele trei categorii de alimente și apa din componenta organismului nostru. Cât de importantă este această apă pentru sănătatea noastră? Și pentru viața noastră, pentru existența noastră. Apa este matricea vieții. Cu alte cuvinte, nu poate exista viață în afara apei. Apa pare a fi un compus chimic foarte simplu. H2O. Exact. Deci doi atomi de hidrogen și unul de oxigen. Dar, în realitate, este cel mai misterios compus din universul acesta. Apa nu se află în mod natural sub formă de molecule separate, care, mai mult, sunt niște dipoli. Molecula de apă are un pol pozitiv și un pol negativ, ci se află sub formă de cluster. Cluster, adică apa este agregată. Grupată. 3-4 molecule și mai multe. Și de ce este necesară apa în corpul nostru? Apa este cea care cedează protoni și electroni în mitocondrii, așa cum spuneam și mai înainte, în felul ăsta putând să elibereze energia din alimentele pe care noi le consumăm și să o stocheze sub forma acelei baterii universale, dacă vreți, de la bacterie și până la om, acidul adenozin trifosforic ATP. Și deci apa... noi avem baterii. Deci în ființa noastră există baterii. Da, clar. Niște biobaterii extrem de performante. Sunteți foarte grijulii cu bateria de la telefonul dumneavoastră, de la laptopul dumneavoastră. Foarte grijulii. Dar sunteți la fel de grijulii cu bateriile pe care le aveți și cum să le întrețineți, că toată lumea citește cum să-și întrețină sau ce tip de telefon sau ce tip de baterie are. Haideți să vedem ce tip de baterie avem și ce ne dăunează bateriei noastre și cum putem să îmbunătățim. Cum putem încărca la maxim. Cum putem încărca să folosim foarte de bun augur. Vă rog, domnul doctor. Atunci când avem o alimentație diversificată și echilibrată și în majoritate constituită din alimente naturale integrale, adică puțin procesate sau chiar deloc, energia aceasta poate fi eliberată cu un randament foarte mare și să se creeze din ce în ce mai multe mici baterii. O singură baterie este o moleculă de ATP, dar corpul nostru are nevoie undeva la 100-150 de grame de ATP în fiecare zi ca să fie... Vreau să vă întreb câte ceva. Noi am mai discutat aici de conceptele de apă vie, apă moartă. Aveți vreo recomandare de aliment care nu are apă? Nu există aliment care nu are apă. Și acum, la nivel cuantic, apa, cum v-am spus, se comportă ca principala substanță care cedează
niște particule cuantice, adică electroni și protoni, și care au domenii negentropice, adică conține informații. Informație și această deci informație... Deci ce înseamnă un aliment, să mergem spre alimentație raw vegan, dar raw vegan nu doar cu numele, luat alimentul ținut nu știu cât timp, un fruct, o legumă, nu știu cât s-a ținut și noi spunem că suntem raw vegane, că nu-i proaspăt cules, nu-i bine îngrijit. Ce înseamnă apa vie din alimente pentru noi? Asta vreau să vă spun. Apa conține și alți doi izotopi, deuteriu și tritiu. Adică pe lângă hidrogenul obișnuit și... Deci avem o mică centrală nucleară în... Avem chiar... Se pare că în fiecare celulă vie se petrece și fenomenul transmutației elementelor la rece. La joase asta, temperaturi. Da. Chiar... La temperatura corpului, da. La temperaturi foarte joase. Iar aceste transmutații în natură, în cosmos, au loc la temperaturile și presiunile uimitoare din stele. Așa. Iată viața cât este de ciudată, dacă vreți, și cât este de performantă în același timp. De altfel, viața este un fenomen cuantic și aș da exemplu plantelor. Nu, plantele reprezintă hrană pentru noi. Plantele, pur și simplu, în plante are loc arderea apei. Și fotosinteza are un randament ce se apropie de 100%. Nu există vreun proces inventat de om ca să aibă... Deci avem de învățat de la plante... De la viață. Creăm, de la viață, cum să creăm noi invenții eco, bio. Da. Nu există ceva mai bun pe lumea asta ca invenție decât ceva în care noi am înțeles un proces din natură, un proces natural, pur, în care natura purifică, resetează codurile greșite informaționale, energizează și ne aduce acești nutrienți vitali atât. Pentru că domnul doctor ne-a spus, avem trei categorii de alimente. Aerul este aliment, apa este aliment, mâncarea este aliment. Pe cele trei categorii de alimente ne aduce nutrienții. Deci noi ne hrănim și când respirăm, cum spuneau yoginii cu prana, că se pot hrăni, și taoiștii cu chiul. Ne hrănim cu apa vie din alimente sau din izvoarele vii sau putem să obținem în propriile case aer viu, purificat, energizat, pentru că vorbeam de faptul că odată cu înaintarea în vârstă scade metabolismul. E una din chestiuni. Ce face acest imunocub prin, prin acțiunea lui la nivelul aerului, a apei și a alimentelor? Activează, deci accelerează metabolismul, vă reîntinerește, dă drumul la un proces de reîntinerire, mitocondriile. Este transformarea aceasta din ozon în oxigen, este cu eliberare de energie. Se știe, da, se eliberează 143 de joule. 143 de joule. Oxigen pur. Deci, se știe... Toată lumea cunoaștem, că așa sunt legile, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Deci avem această energie care o primim prin intermediul aerului și mitocondriile noastre reacționează benefic când respirăm aerul energizat, când bem apă vie, reenergizată. Da? Când mâncăm, toate aceste testări, care atâtea emisiuni la rând le-am făcut aici, ați putut să vedeți că alimentele le purificăm pe bază de apă. Deci introducem diuza respectivă, deci dispersorul respectiv cu furtunelul în apă, începe procesul, se oxigenează, se ozonizează apa respectivă și încep procesele de purificare prin intermediul apei vii purificate, purificarea apei din alimente. Este ceva uluitor. Noi, da. Adineori ne-a spus domnul doctor că n-au existat toate aceste probleme pe aer, pe apă, pe alimente mai grave pe planeta asta decât le avem acum. Totodată pe planeta asta nu a existat niciodată o invenție mai necesară. Pentru că, vedeți, toate rapoartele astea ne spune că toți noi suntem deplin conștienți. Da, domnule, ne plictisești poluare. Poluare știm toți.
Știm că și crește. Te aștepți în fiecare zi la televizor să spună, doamne, a mai crescut poluarea pe apă, pe aer, pe nu știu chiar mai ce. Chiar ne-am obișnuit cu asta. Chiar ne-am obișnuit cu treaba asta. De ce ne trebuie atâtea rapoarte și atâtea informații? Da, aveți dreptate, pentru că și dacă vă duceți, aveți o problemă, o suferință și vă duceți la analiză, vă duceți odată, ați afla care este problemă, cât de rău ședeți. Vă duceți a doua oară, a treia oară, vă duceți săptămânal. Ce rezolvați că vă faceți atâta analize? E adevărat că dacă nu acționați, este o lipsă de șansă. Nu vă mai dați dumneavoastră șansă pentru dumneavoastră ca să fiți sănătoși, să vă bucurați de viață. Pentru copiii dumneavoastră, degeaba faceți copii, degeaba munciți să aveți bani pentru orice și să vă bucurați copiii dacă ei ajung să aibă dereglaje la nivel psihoemoțional pe baza unor disruptori hormonali, unor perturbatori, niște păcălici pe care odată că inhalăm tot ce se petrece ca și plastice în casă, noi ajungem să inhalăm ori prin particule fine, ori prin această ionizare plus, prin 2, bem apă care are acești disruptori, acești perturbatori hormonali cu transformări foarte ciudate pentru băieți, mai ales copii, băieți, femei sau femei gravide și așa mai departe. 3, mâncăm cu acești disruptori hormonali. Ce face acest dispozitiv, imunocubul? Purifică la nivel molecular tot ce înseamnă aer, apă și alimente. Și o să vă rog să urmărim 5 minute din ceea ce ne-a transmis, pentru că noi ajungem casele noastre să fie ca o mini-stație spațială, da? Cu problemele de acolo. Aerul care este cum este, dar diferența față de stația orbitală spațială este că oamenii de acolo erau foarte vigilenți și foarte îndeplină cunoștință de cauză asupra pericolelor, umidității din casă și dezvoltare microbilor și a fungilor, deci toate mucegaiurile și așa mai departe, în aer sau în colțuri sau oriunde, da? Virus, bacterii, deci acolo nu își permiteau treaba asta, au trebuit să ia imediat măsurile drastice, adecvate, că nu te joci, nu poți să te joci. Da, da, așa e, Dan, pentru că tocmai ce povestești tu este absolut adevărat. Cum a apărut acest aparat? Care a fost cauza apariției? De fapt, prin anii 70, când a apărut problema prima dată în cadrul stației spațiale internaționale, cu aceste mirosuri din cauza mucegaiului, da? Dumneavoastră știți că mucegai, el se activează, începe să dezvolte coloniile și sporii de mucegai, el se dezvoltă la umiditatea aerului, când depășește 70%, deci la umiditatea 70% deja se activează apariția mucegaiului. Dar în România, media anuală a umidității aerului tocmai variază în jur de 70%. Deci noi putem spune că avem aer chiar predispus la apariția mucegaiului și dumneavoastră știți cel mai bine, aproape nu există casă care n-a întâmpinat această problemă cu apariția mucegaiului. Aceeași problemă a apărut și în cadrul stației spațiale internaționale, din cauza că aerul nu se amestecă, nu, din cauza lipsei gravitației, aerul rece cu cald nu se amestecă precum pe Terra. Aerul stă. Cu siguranță există sisteme care recircură aerul, dar există și foarte multe spații neventilate sau necirculate, prin care nu există această recirculare a aerului, spațiile complet închise pentru destinate aparaturii electronice. Acolo a început să dezvolte acest mucegai și a apărut miros îngrozitor. Deci anumite module au fost pur și simplu contaminate, au fost trecute pe post de depozite, pur și simplu se depozitau anumite lucruri care nu erau la îndemână zilnică. Dar în momentul în care s-a semnat contract sau convenția de trecere a anumitor module în proprietatea Statelor Unite, americanii au vrut să transforme anumite module în spații locuibile pentru astronauți. Și nu era cu putință nici de cum, pentru că era un miros îngrozitor de mere stricate. Asta ne povestea Dumitru Prunariu, cosmonautul nostru român. Și atunci americanii au apelat la rușii, pentru că când au preluat aceste module, ei au importat un pachet întreg de tehnologii despre care spunea și Dan, pentru că totul era prevăzut.
și printre care au importat și această tehnologie de purificare a aerului la nivel molecular, anume POTOC 150, care chiar introducerea înseamnă POTOC, POTOC sau curent. Curent, acest dispozitiv e ceva mai mare flux față de monocup sau flux. Acest POTOC de pe stația spațială funcționa exact pe același principiu, sau mai bine zis, imunocup reprezintă copia miniaturizată după acest aparat de pe stația spațială. Și tocmai cu ajutorul acestui aparat POTOC 150 s-a făcut posibilă purificarea totală, completă a acestor mirosuri, de fapt distrugerea coloniilor de mucegai și atunci dispariția totală a mirosurilor neplăcute. Prin acest principiu, pe baza acestei tehnologii, s-a făcut posibilă punerea în circuit acestor module care au fost contaminate și așa a apărut acest aparat la noi pe baza tehnologiilor cosmice. Și cum spunea Dan, acest aparat, în afară că el purifică aerul, apa, alimente pe cele trei nivele, respectiv informațional, energetic și fizic, el aduce corpului nostru, organismului nostru, prin consumul aerului inspirat, prin consumul apei potabile și prin consumul alimentelor, aduce o cantitate enormă de energie, pentru că el îmbogățește aerul sau apa din compoziția aerului și apa ca atare cu ozon, această moleculă dumnezeiască care se numește O3. Dar când noi cu dumneavoastră inspirăm aerul sau consumăm această apă din compoziția aerului sau bem apa prelucrată cu imunocup, noi de fapt consumăm în cantitate enormă de aceste molecule O3, care la rândul lor în interiorul organismului nostru se descompun în O2 și o moleculă separată de O care reprezintă oxigen pur, cu eliberarea o cantitate de energie de 143 de joule și prin asta se încarcă exact bateriile din corpul nostru despre care spunea și domnul profesor. Chiar vreau să urmărim o scurtă sinteză realizată de domnul Prunariu despre situația echivalentă între stația orbitală și viața noastră zilnică. Haideți să-i dăm curs. Mai interesant este cum se trăiește într-un mediu închis. Stația orbitală are un volum limitat de aer înăuntru. Același aer care a fost transportat cu ea în spațiul cosmic acum 10-20 de ani, de cât timp funcționează în spațiul cosmic, acela este permanent reciclat. Și vă dați seama că într-o astfel de atmosferă, care are o anumită umiditate, umiditatea datorată din expirației, transpirației organismului uman, cu cât sunt mai multe echipaje, cu atât umiditatea în interiorul stației crește, această umiditate trebuie colectată permanent. Aerul pe care îl respirăm, în care mai expirăm și bacterii, microbi, fiecare organism are așa ceva, trebuie purificat permanent. Și pe lângă filtrele care există, există aparate speciale care omoară aceste bacterii, acești viruși care pot să apară în atmosferă, ozonizează atmosfera și o redau purificată pentru respirația astronauților. Imunitatea organismului este scăzută în spațiul cosmic datorită modificărilor care apar în organismul uman. De asemenea, susceptibilitatea la îmbolnăviri, la diverse îmbolnăviri, este crescută. De aceea, în primul rând, atmosfera trebuie ținută foarte pur sub control, foarte mult sub control. Stația Cosmică Internațională acum are numeroase module, module rusești, module americane, module japoneze, module europene. În interiorul unor astfel de module, gândiți-vă că unii astronauți trăiesc până la un an de zile, neîntrerupt. Deci acolo trebuie să trăiască, acolo trebuie să respire, acolo trebuie să consume apă, să consume mâncare, acolo este toaleta, acolo este dușul, acolo se face totul. Deci controlul acelui mediu trebuie foarte bine făcut. Pentru aceasta, experiența acumulată, mai ales de ruși, de cursul numeroaselor laboratoare spațiale pe care le-au utilizat, eu, de exemplu, am zburat pe laboratorul spațial Salyut 6. Până la el au fost alte laboratoare spațiale, începând cu Salyut 1. Avem aici pe masă un aparat care, dumneavoastră, pe semne că vă este familiar.
Da, altă este formă. Familiar, exact, da. Exact. Puteți să ne vorbiți un pic despre el. Sigur, spuneam că în spațiul cosmic, la bordul stației orbitale, aerul trebuie în permanență purificat, în permanență readus la starea normală de a fi respirat sănătos de către astronauți. Ei bine, pentru a realiza acest lucru s-au dezvoltat o serie întreagă de tehnologii. Tehnologii foarte avansate, s-au alocat fonduri foarte mari pentru cercetare în acest domeniu și s-a găsit metoda, procedeul practic, pentru a realiza un aparat la bordul laboratorului spațial Stației Cosmice Internaționale, se numește PATOC, care înseamnă flux, practic, și care trece prin el permanent aerul și îl scoate pur pentru a fi utilizat. Iar acea tehnologie, încet, încet, a ajuns și pe Pământ. Deci multe din cercetările pentru spațiul cosmic, din aplicațiile pentru spațiul cosmic, și-au găsit debușeul ulterior în utilizări pentru orice cetățean al planetei noastre. La nivel european, chiar Comisia Europeană promovează conceptul de cosmos pentru cetățeanul european. Deci nu numai pentru instituții, nu numai pentru firme deosebite, dar pentru a fi utilizat de fiecare cetățean în parte. Și uitați cum o tehnologie cosmică a ajuns, puțin transformată, adaptată unor utilizări casnice, în acest aparat imunocub, care efectiv purifică nu numai aerul atmosferic, omoară microbi, virus din atmosferă. Dacă îi dați drumul, simțiți în câteva minute deja un miros de ozon. Îl folosesc de mult acasă. Dar de asemenea poate să purifice apa și produse alimentare care sunt introduse în apă. Un tub din acest aparat intră în vasul cu apă. Acolo se produce un proces cu ozonul care este eliminat de acest aparat și încet, încet anihilează toate impuritățile, toate produsele negative, inclusiv euri care se găsesc acolo, pentru că descompune absolut tot ceea ce este impur la nivel molecular. Bacterii? Protecția față de fungi, bacterii se efectuează cu astfel de echipamente, cu niște echipamente care folosesc același principiu pe care îl folosește imunocubul. Sunt niște descărcări la o tensiune foarte înaltă înăuntru, în aerul respectiv, se produce o ionizare puternică a aerului, iar acest ionizare, promovată în mediul conjurător, ajută la anihilarea fungilor, bacteriilor, virusilor, microbilor și așa mai departe. Da, sursă de inspirație continuă, pentru că ceea ce ei au fost forțați, obligați să ia ca măsuri pentru sănătate, pentru ridicarea imunității, pentru că au specificat exact aceste condiții, duc la o imunitate slabă. Această măsură o avem și noi la dispoziție astăzi pentru purificarea aerului, a apei și a alimentelor pe cele trei nivele. Este de dorit să fim înțelepți, să o folosim. Ce înseamnă să rămânem supuși la factorii aceștia de agresiune în afară de stres? Avem slăbirea capacității noastre energetice, de concentrare, a stărilor noastre proaste, a incapacității de muncă și a incapacității de a ne regenera efectiv, să avem un somn odihnitor. Chiar domnul Pronariu spunea că de fiecare dată, înainte să se odihnească, lasă acest imunocub să lucreze 10 minute, un sfert de oră în dormitor, după care lasă să se așeze toată această purificare a camerei și doarme extraordinar de bine, fără niciun fel de... Da, dar mulți dintre telespectatori ne-au relatat, chiar utilizând acest sistem, că imunocub produce apă alcalină, după gust se cunoaște. Domn profesor, să ne spuneți, vă rog frumos, importanța acestei ape alcaline sau proceselor de alcalinizare a organismului. În mediul nostru intern, adică vorbim despre sânge, vorbim despre limfă, are un pH ușor alcalin, 7,3. Când acest pH tinde să
scade, vorbim de o aciditate a mediului intern, pe fondul căreia se dezvoltă multe boli, inclusiv cele tumorale. Sigur că apa este un donator de grupuri care pot alcaliniza mediul intern. Deci nu este vorba de aciditatea stomacului, este vorba de pH-ul sângelui, limfei, care scaldă fiecare celulă din corpul nostru, exact. Și acest pH al mediului intern este atât de riguros ținut încât variații foarte mici de 0,2, 0,3 unități de pH pot duce chiar la moarte. Se generează ceea ce se cheamă acidoză sau alcaloză. O apă de bună calitate are un echilibru extrem de benefic între speciile componente ale sale, adică între protonii de hidrogen și hidroxil. Cu cât avem mai mulți protoni liberi, mai mulți atomi de hidrogen, apa este mai acidă. Cu cât prin disocierea apei, chiar asta rezultă. H, OH, hidrogen și hidroxil. Cu cât avem un potențial în care predomină hidroxilii, apa este mai alcalină și deci ajută organismul să lupte mai ușor pentru obținerea homeostaziei acidității mediului intern. Chiar vreau să vă întreb aici ce conduce, o parte din factorii care conduc la această acidificare. Eu am înțeles că stresul, chiar stările noastre neplăcute, trăite intens, acidifică. Tot ce înseamnă să bem băuturi acidulate, să mâncăm mâncare cu tot felul de euri și aromanți din aceștia care sunt băgat, duc la o acidifiere. Și am înțeles chiar că corpul încearcă imediat să găsească soluții, scoțând calciu din oase ca să se echilibreze. Deci, cum te duci mai repede spre osteoporoză... Deci asta este și mecanismul. Este unul din mecanisme. Deci, stresul nostru, stresul alimentar, stresul pe bază de aer, că aerul până la urmă ajunge în sânge. Și da. Toate aceste probleme. Deci noi putem în situația asta să compensăm cu aer purificat, care să nu ne mai solicite atâta imunitatea, ci să ne susțină imunitatea, cu apă purificată și de asemenea cu un pH care să ne ajute. Da, cu pH-ul înalt. Și cu alimente care nu numai că le purificăm, dar devin, au și un pH optim pentru noi. Sigur, acum este și un alt aspect care caracterizează calitatea apei, potențialul redox. Și acest potențial redox trebuie să fie în domeniu spre negativ, sub 200 milivolți. Și eu cred că în acest proces de purificare a apei se nasc și specii de moleculare care practic tind să ducă potențialul redox acolo în zona negativă și care este cea mai importantă. Vorbeam înainte de apă vie și apă moartă. Apa da. Vie este apa H2O. D2O este apa grea, care este apă moartă. De ce? Pentru că în procesele cuantice care au loc în tot corpul nostru și mai ales, încă o dată revin la mitocondrii, deuteriu este prea mare pentru fenomenul de tunneling. Cine știe ce înseamnă asta în mecanica cuantică, și atunci toate procesele metabolice sunt blocate de apa grea, de peroxidul de deuteriu. Și poate că ar trebui făcute experiențe. Deci vorbim de o îmbătrânire ca de un accident. Deci neglijând factorii care ne accidentează și ne duc spre îmbătrânire. Vă rog să ne spuneți două, trei cuvinte. Tocmai ultima lucrare apărută ca rod al inspirației, Crezi că știi să trăiești, a domnului dr. Menci, alimentația și longevitatea, o nouă abordare holistică. Ne-ați făcut niște dezvăluiri extraordinare în această lucrare.
Sigur, această lucrare abordează și aspectele spirituale ale vieții noastre, pentru că să recunoaștem, suntem trup și suflet. Chiar așa ne și exprimăm, hai să facem nu știu ce lucrare cu trup și suflet. Dar astăzi am uitat aproape complet de suflet și iată că am uitat și de trup. Și sigur că faptul că am uitat de noi înșine și faptul că suntem cu adevărat înconjurați de noxe care altădată nu existau. Ele sunt aceste noxe generate tocmai de activitatea umană. Nu sunt noxe naturale. Spre exemplu, cum ar fi cele generate în urma exploziei unei erupției unui vulcan. Așa. Dar vulcanul face noxe, dar mai puține, măcar știm, de obicei sunt bogate în compuși ai solfului. Omul face însă mii și mii de noxe care acționează în fel și chip. Multe dintre mecanismele acestor noxe generate de om nici nu se cunosc, dar ele inexorabil acționează și asupra stării noastre de bine, asupra psihicului nostru. Stării noastre de rău. Stării noastre de rău, din păcate. Și reduc calitatea vieții și longevitatea. Și de aceea, măcar acolo unde putem să intervenim, să purificăm apa, să purificăm aerul, să purificăm, dacă se poate, alimentele, această intervenție întotdeauna este benefică și întotdeauna ne va face să trăim mai sănătos și poate chiar și mai mult. Dragii noștri, acum 500 de ani, Rabelais spunea, știință fără conștiință e ruina sufletului. În momentul în care noi ne-am orientat doar pe dezvoltarea tehnologică și pe venituri și am uitat de cealaltă față a monedei, de a lua contra măsurile ca noi să rămânem sănătoși, noi să rămânem și emoțional ok, da, echilibrați, plini de energie și cu un psihic și o luciditate bună, lucrurile sunt foarte grave. Vă invităm să luați măsuri. Șansele dumneavoastră deja pentru o viață sănătoasă, pentru dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră, familii, toți cei care țineți, există, pentru că acest dispozitiv imunocub purifică pe cele trei nivele și o să revenim asupra lor. Timpul emisiunii s-a încheiat. Vă mulțumim. Rămâneți alături de noi. O seară bună. Seară bună. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc, și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze, sau dacă lăsai singur, îi stătea filmul, cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce a avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine. Acum merge, vorbește nu foarte bine. Eu zic că Torserul e cel care l-a reglat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat. L-am pus exact pe locurile dureroase. Durerile au încetat. Mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus Torserul, în special pe coloană, l-am pus pentru că aveam dureri de oase, să zic așa. Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. De exemplu, mi-au descoperit aici un nodul tiroidian. Și în fiecare zi mi-l pun așa, câte 25 de minute. De când l-am achiziționat, îl folosesc zi de zi. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat, și știți că are efect oriunde vă aflați.